Bine v-am găsit, stimați telespectatori, m-ați surprins într-o postură tipică unui om prezent în studio, dacă ați observat și noastră, și studio, da? Și, și moderatorul, moderatoarea, în picioare, pe scaun, pe divan, și pe aia sunt în jur. Și vorbește moderatorul, apoi vorbește unul, în timp ce vorbește unul, toți ceilalți se uită în telefon. Noroc cu telefoanele. Eu dacă aș conduce o telefon, bă, lăsați telefoanele la intrare. Și această scenă e tipică, se uită fiecare ceași. Eu am făcut asta pentru că mi-a trimis Marius Stucă ultimul sondaj din Franța, așa cum am plecat din Franța, am lăsat o Franță care mâine vor avea loc alegerile. Pentru noastră am și ales câteva secvențe filmate din atmosfera de campanie electorală. Veți vedea la un moment dat pe o mașină, pe toate mașinile puse, un pliant de ăsta și o candidată, nu mai cred, nu știu, cred că era la Asamblea Națională, apoi era. O să o vedeți la televizor, poate să veți vedea panouri electorale, nu e publicitate electorală, e atmosferă și ultimele sunt panouri din acestea care se schimbă și care sunt, mergeți la vot pe 9 iunie, da? Potriviți? Potrivit sondajului, nu ultimului sondaj, Rassemblement Național și Coaliația are 36,5, da? Ăsta era ultimul, chiar ultimul sondaj, mi se pare că ieri sau altă ieri. Nouul Front Popular, deci, cum ar veni stânga și extrema stângă, 29%, majoritatea prezidențială aia, Asamblee, 20,5, liberalii, LR, aia, republicanii ăsta, dreapta clasică, că o parte din dreapta clasică a intrat, s-a dus aliat cu Rassemblement Național, 7%, și, nu știu, Reconquête, 15%, mi s-a trimis, și potrivit unui, așa, desfășurări, care e aici, un fel de estimare, vedeți acolo roșu ăla, roșu ăla, roșu ăla, roșu ăla, 225-265 sunt Rassemblée Nationale și aliații săi. Deci, eu unul nu văd nicio revoluție, văd că toată lumea e îngrijorată, se prăbușește Franța, nu se prăbușește nicio Franță. E posibil să nu facă niciun partid majoritate absolută și atunci vor fi jocurile lui Macron. Eu am în diferite emisiuni și o spun și acum, indiferent de rezultat, poporul francez este printre primele popoare europene care s-au săturat de familiile tradiționale. Uitați cum s-a împărțit friptura la Uniunea Europeană. Este inadmisibil. S-au adunat noaptea PPE, familie, auză, cu ăia, cu socialdemocrații și cu, au sărit peste partidul, peste gruparea lui Meloni și au făcut cu ăla, cu Renew sau ăsta, și au zis,
Tu poți la noi PP, eu vrem comisarul. Vor ei. Sigur că se propune și că vom vedea Parlamentul Social-Democrație. Bă, noi vrem postul de ăsta, președintele Consiliului. Bine, mă, vă dăm președintele Consiliului. Și a zis, hai să puneți pe cineva din Est. Apropo de ce a zis Claus Iohannis, și a pus, nu știu, premiera estoniană, lituaniană, mereu le confund că toate premierele de acolo sunt la fel, sunt nordice, baltice și toate țările baltice la un loc nu fac cât, nu știu, nici cât, nu știu, un cartier din Beijing. Mă rog, așa sunt ei. Da, au steag, au 1 milion de locuitori, au drapel, au parlament, președinte să fie. Da. Stimați telespectatori, trebuie neapărat să fac picătura de istorie. V-am prezentat o placă de pe la hotelul Oasis, care era hotelul unei vechi, unei rusoaice din Nisa, și e o placă acolo că aici a stat în 1911 Vladimir Ilici, zis Vladimir Ulianov, zis Lenin, om de stat rus. Ia să vedem placa. N-a fost ușor, am povestit cum am ajuns eu la acest hotel cu tare, după ce acum am ajuns în România, om serios, că sunt eu serios, zic, ia să văd și eu Lenin la Nisa. Când a fost Lenin la Nisa, dacă se scrie despre așa ceva, și ce căuta Lenin la Nisa, Lenin pe plajă. Vă imaginați, da. Și, stimați telespectatori, culmea că am găsit pe internet, în primul rând că am găsit, există o arhivă, arhiva marxiste de pe internet, senzațională, care a postat, de exemplu, în română, amintirile lui Krupskaya. Nădejdea Krupskaya era tovarășa de viață a lui Lenin, a fost și înesărman, dar era tovarășa de iubire, nu contează. Și ea spune în legătură, zic, băi, să văd ce spunea despre Nisa. Și zice că în 1900 nouă, lupta care începuse în sânul fracțiunii bolșevici, măcina serios nervii lui Lenin, îmi amintesc cum într-o zi Ilici a venit acasă după niște discuții cu toți sofiștii, acolo era încă nu ajunsese la unitatea bolșevică, el a schimbat la față, limba parcă îi se negrise, am hotărât că el să plece pentru vreo săptămână la Nisa, era obosit, da? La Nisa, ca să se odihnească acolo, departe de toate frământările, să stea puțin la soare, a plecat și a revenit. Deci s-a dus la Nisa, că era foarte, foarte obosit, obosit de bătăliile din interiorul partidului în 1909. Nu vorbește de 1911. După asta am găsit tot pe internet, în volumul 55 scos de editura politică, scrisori ale lui Lenin, niște scrisori trimise sorei lui de la Moscova, de la Nisa. Hai să vedem. Deci Nisa era la mare. Când era? Când a zis? Ia să vedem. Deci a trimis pe 2 martie 1909. Nu cred că era vreme de plajă, dar oricum era la Nisa, da? Și îi scrie surorii o epistolă care se încheie astfel. Eu mă aflu la Nisa, la odihnă, e splendid aici, soare cald, uscat, mare sudică, peste câteva zile mă întorc la Paris,
calde îmbrățișări mamei și multe salutări la toată lumea. Vreau să vă spun că ăsta e finalul, pentru că până atunci ne spune, fii atent, uite și fă corectură, va avea treabă. Da. Cea mai tare este că pe 9 martie la Paris și trimite o epistolă din nou surorii lui și zice Ulianova, Elizarova, 9, 3, nu știu, dragă Aniuta, m-am înapoiat aseară la Paris după o reconfortantă odihnă și am citit scrisoarea ta. Și spune, ăsta mi corecturile la colile 10-11, cred că era o carte, da? Titlul eu apoi, deci trimisese corecturile. El la Nisa se gândea la carte, așa, da, la carte, lucru cel mai important, zice, nu știu dacă ai primit vreo carte poștală din Nisa, de unde ți-am trimis două, dintr-una de ele ți-am semnalat eroarea, deci el era la Nisa. Dar gândul lui era cu cartea, adică, îți dai seama, săracul Lenin, nu cred că s-a dus la cazino. Cum s-o odihnea el, da, și foarte interesantă expresia, extraordinară, zice, ia să vedem așa. Da, ia să vedem. Așa, vorbește de un tip, da? Mii de mulțumiri scriitorului pentru ajutorul făgăduit. Mi se pare că el este totuși un marxist adevărat, iar nu un marxist de o clipă, ca atâția alții. Senzațional. Este senzațional. Deci, pot să spun acum, liberal de o clipă, PSD de o clipă, userist de o clipă, aurist de o clipă, nu userist adevărat, da? E vorba de un hotel ieftin, dar și cu multe probleme. Și m-am dus să văd pe TripAdvisor ce spun ăia care stau la hotel. Păi zic, poate găsesc pe unul care zice, bă, și-am stat la hotelul unde a stat, spune că panou, placa e când intri în hotel, nu vezi. Bă, n-a fost nimeni. Toate postările sunt din alea puchinoase. Am stat la hotel, dar nu știu, lumina nu era bună. Baia de la intrare nu se merge. Bă, dar unul. Lasă la o parte faptul că acolo, asta Cehov, o să vorbesc, a scris trei surori. Bă, la Lenin am înțeles. Ăștia de acum nu știu cine. Bă, dar la Cehov nimeni n-a zis. Bă, și m-am dus la hotelul ăsta. Și am stat acolo unde a scris Cehov trei surori. Bă, dar nu fi fost nici un comunist francez? Că român nu. Apropo de această, cum să zic, panou, placă, stimați spectatori, suntem în al doilea an, intrăm în al treilea de război. Am fost și anul trecut și acum la Nisa, nu s-a schimbat nimic în ceea ce privește prezența rușilor. Lasă la o parte faptul că n-au demolat catedrala, ăștia au rămas aici, putea să le vină unul să spună, ce, Lenin, rus, nu, jos, la noi, da, anticomuniștii noștri și antirușii noștri. Am văzut în foarte multe locuri, o să vă arăt, de exemplu, coafură, dar era în două limbi, franceză și rusă. Deci rusă, stalița, deci rușii, adică nimeni nu vine și spune, în plină stradă, și putea ce caută, mă, limba rusă aici, dacă ar fi fost la noi ăștia useriștii clasici, nu alutanti, că asta la scoane nu mai sunt de mult useriști, da. Mi-a plăcut însă săracul Lenin, el cam ca mine, de-aia mi-a plăcut, adică o ardea lui de... S-a dus, era foarte obosit. Dar vezi că n-a fost în 1911, m-am uitat în toate amintirile. Atunci a fost o săptămână, s-a venit repede, dar și acolo îi scria la... Nu putea să-i scrie, sorte, sunt aici, la Nisa, e frumos, sunt femei, fuste, cu tare. Nu, el și cu corectura, ai stat de vorbă cu ăla care e marxist adevărat. Na. Lenin, da. Stimați telespectatori, astăzi am avut un moment, eu îi spun deosebit, și anume Congresul USR a ales-o pe Elena Lascole candidat la prezidențiale din partea USR. Ia să vedem ce a spus ea
cu acest prilej. Nu am să tac, refuz să fiu spectator. Nu accept oferta celor trei trandafiri roșii care ascund spinii umilinței, dezbinării, incompetenței, minciunii, hoției și corupției. Mă uit la voi și simt speranță. Speranța că anul acesta, împreună, uniți, vom putea salva democrația din România. După 9 iunie, țara este roșie, avem un singur partid stat, PSD. Practic, suntem pe cale să auzim o singură voce într-o Românie cu 19 milioane de români. Aceeași voce care a destrămat poporul vreme de 34 de ani și care a agonit de aici, de acasă, alte 5 milioane de români. Sunt aceeași Elena, mă știți, nu m-am schimbat. Și printre milioanele de români sunt și eu o voce. Și refuz să-i las pe alții să-mi spună cine e România și ce-și doresc români. Da. Eu sunt unul din oameni prudenți. Toți cei pe care îi cunosc și nu-i cunosc sunt dați căzuți în limbă după Elena Lascone. Domnule, față de drulă, față de ea, cum vorbește, cum vorbește ea singură. Eu le-am spus la fiecare, mai oameni buni. Una este prestația mediatică, că prudent nu nimic cu ea. Una e prestația mediatică, uitați-vă la Rareș Bogdan, care nu a fost vedetă de bucătărie ca ea, a fost vedetă din aia de, cum să zic, de televiziune care făcea spectacole, nu știu, jurați, bucătărie, nu. Chiar Rareș Bogdan a fost moderator de politică. Nu merge. N-a ajuns nici candidat, nici premier și nici șeful PNL. Ea e într-adevăr, e deosebită, dar, repet, atrag încă o dată, scriu asta. Deci, acum ea este în lună de miere cu toate televiziunile mogulilor, da? În momentul, ca și Piedone, da? Atrag atenția. Ea nu a cunoscut încă, cum să zic, televiziunile mogulilor. Acum toată s-a dus peste tot, a vorbit, Doamne ajută cu tare, cu tare. Când vor intra interesele televiziunilor, nu vede nicio grijă că nu o să sune Sebastian Ghiță de la, vă dau un exemplu, că e băiat simpatic, de la Belga și a spus, bă, vedeți că e Lascone, bă, la Lascone vă purtați cu ea, să zic, ca la Fox News. Bă, dacă ea deranjează pe Ciolacu, bă, când vine Radițu, ăla, Realitatea Plus, aoleu, aoleu, păi va veni Anca Alexandrescu și dacă nu-i zice pă Lenuța, pun gâtul. Că e cu colde cu Florian, nu știu, parcă s-au tras de bârnet. Cred că și cu mine spune Jean, Ion, că na. Am păscut-o ele împreună. Știți, mai nouă. Da? Așa că eu nu spun cu critică, spun ce înseamnă. Da? Bun. Ce deosebesc eu însă aici? Este un eveniment pentru că dacă veți observa și în discursul ei de la când a fost numit-o președintă și la candidatură, ea, ținta ei este PSD-ul și face ochi dulci la propriu, oi dulci generalului Ciucă, din care din general nu-l mai scoate, nu-i spune niciun moment particular, dar în același timp este clar că este cu PNL foarte de treabă. Deci avem de-a face, dacă și dacă așa sunt eu suspicios, toată acea, cum să zic, cultivare a Elenei Lascone. Deci mai țineți minte cultivarea lui Piedone? O să uit când era, a fost nevoie de această cultivare pentru ca să rezolve problema lui Ciolacu cu doctorul Cârstoi, să-l facă să se retragă.
După asta, când s-a venit, s-a int când Piedone a început să deranjeze, că nu voia el să cedeze în favoarea Gabrielei Firea, nu a mâncat. N-a mai fost prezent pe televiziune, numai cât te invită moderatorul când spune mogulul, hai să fim serioși. Rar, poate, la mine, la ăla, că, dar și la mine. Zice, bă, vine Cristoiu, dar aveți grijă, pe burtiere scrie sau ceva. Dar am 30 de ani de televiziune, știu cum sunt jocurile, vai de mine. Așa, deci, putem pot presupune că această cultivare a ei de către televiziunile mogulilor, Antena 3 CNN, România TV, pe la prima TV a, nu știu, a unei, habar, nu mai țin minte cum îi zice, care are vreo 200, are vreo 20 de televiziuni. Una e de istorie, una e de Ierburea Mare, una este de ulei de ricin. Televiziuni. Are așa. Ce mai facem o televiziune? Care? Istorie. Păi, vă aveți material? Contează. Scrie istorie și vine unul, spune, vă zubesc într-una. După asta, a lui Marcel Păcuraru, Realitatea Plus, toată această cultivare poate fi suspectată. E suspectată de mine ca făcând parte dintr-un plan penelist de, cum să zic, de, nu, de unire a dreptei. Să nu uităm că USR-ul a fost partid de guvernământ în coaliție de dreapta cu PNL-ul și prin radicalismul lui Ghinea, lui ăia, cu tare, cu tare, și al miniștrilor și al Voiculescu, s-a rupt coaliția. Acum a venit la Scone. Din câte vedeți, ea nu, ea este, a făcut deja din acest partid un partid frecventabil. Se poate oricând alia cu AUR, chiar și cu PSD. A terminat cu Doamne ajută, a vorbit de tricolor, vorbește de familie care e alcătuită din bărbați și femei, are cruci, își face cruce. Deci oricând poate să intre într-o alianță, e un partid frecventabil. Oricând PNL, dacă se rezolvă și cu Ludovic Orban și cu PMP, se poate alia cu USR și dacă mai e și UDMR-ul, poate să facă o alternativă la puterea condus a PSD. Este clar că este USR-ul până la Lasconi era și anti-PNL. Acum, USR-ul prin ea a devenit aliatul PNL și în felul acesta PSD, din câte ați observat, este tot mai izolat. Normal era, potrivit regulilor useriste de pe vremuri, de-aia partidul nu are nicio legătură cu userismul de pe vremuri, userul pe vremuri era un partid radical și împotriva PNL, a corupțiilor din PNL, a încălcării democrației, a ghiorțanilor, că și PNL-ul e tot un partid tradițional. Și era chiar un partid antisistem. Acum, cum să zic, vârful, atacurile sunt împotriva PSD, dar violente, da? Deci, oricând eu în locul lui Marcel Ciolacu, chiar m-aș îngrijora nițel că ceva e în neregulă cu, pentru că USR are în continuare parlamentari și până noiembrie s-ar putea schimba mult. Dacă Klaus Iohannis nu prinde, nu pleacă undeva în afara României, el rămâne până în decembrie. Până în decembrie poate să strice toate jocurile. Ai lăsat să spună că e stabilitate. Ce stabilitate? Oricum avem de-a face prin această mișcare o renunțare la USR ca anti-PSD, dar și nu ca anti și anti-PNL, un partid al tinerilor, radical, care nu ierta nici PNL-ul pentru derapajele de la democrație, pentru corupție, pentru îmbogățire și, de fapt, avem de-a face, ea încearcă să aducă un PNL la nivel, un fel, să facă un fel de, din USR, un fel de PMP sau chiar un partid al lui Ludovic Orban. Deci un PNL 2.
Dacă electoratul tânăr va merge cu ea, pentru că una este să spui la apar la televizor, spui Doamne ajută, și alta este să faci partidul și să te asculte, vom vedea. Stimați telespectatori, toată planeta e cu ochii pe America. Acolo a fost o confruntare între Biden și Trump, care din start a avut o bizarerie. Trump nu a fost încă desemnat de către democrați candidat. Deci, de fapt, el este un candidat, nu e încă. E președinte în exercițiu, se spune. Și deodată, ai lui, îi organizează o dezbatere cu Trump. Și că o dezbatere, zic ei, șmecherii din jurul lui, echipa lui, progresistă, prin care să arate poporului american că e încă viril. De ce să arate acum? Că putea să-l desemneze la convenția lor democrată și după asta să arate poporului american tot dezbat. De ce acum dezbat? Deci nu, e o dezbatere stranie. Și dacă vom vedea, imediat după această prestație, s-a pornit o mașinărie infernală, mai ales de presă, în care îi se cere lui Biden să renunțe la candidatură. Stimați, vă amintiți marea șmecherie numită Dragă Stolo, când trebuia găsit un pretext, unul trebuia. Deci, Stolojan nu era deloc bolnav, ședea prost în sondaj. Nu creștea. Și atunci s-a făcut acea șmecherie, mai țineți minte, uite, vă dau acum, în care a venit Traian Băsescu, care anunțase că nu va candida și a zis: Dragă Stolo, îmi vine să plâng, a și plâns, ești bolnav, îți iau locul, dar plâng că nu îți iau locul. Ia să vedem. Domnule președinte, dragă Stolo, îți mulțumesc pentru respectul pe care l-ai arătat colegilor mei din Partidul Democrat în calitate de copreședinte al Alianței. Îți mulțumesc pentru dorința de a da o speranță românilor într-o altfel de Românie. Da, estimatele, după părerea mea, noi am avut de-a face și avem de-a face cu un Dragă Stolo în varianta americană. Este clar că întreaga mai sistemul își dă seama că Biden nu va reuși să-l bată pe Trump. Și are nevoie de un alt candidat. Pentru asta însă trebuie să-l convingi, nu, trebuie să-l convingi pe Biden, dar mai ales trebuie să convingi pe cei, mașinăria lui, pe cei din jurul lui Biden. Vezi ce s-a întâmplat. Biden a fost, de când a fost numit președinte, un președinte ideal pentru toți șmecherii din jurul lui. Membrii ai guvernului, ai administrației. De ce? Păi eu îi spuneam lui Marius Tucă: Marius, imaginează că tu când erai la Jurnalul Național, aveai vreo 90 de ani, da? Și toți ăia te voiau pe tine pentru că tu nu, una e să ai 30-40 de ani și să faci tu să umpli și alta cum era Biden. Și după aia făceau, toți aveau interesul ca tu să fii mereu, mereu redactor șef sau la mine. Hai să dau un exemplu. Eu eram la evenimentul zilei și ajungeam, acum tânăr, nu știu, pe la 80 de ani, tot redactor șef.
Toți tinerii de acolo vă pe mine să fiu în continuare redactor. Și de ce? Că își făceau de cap. Așa și la Biden. El fiind un moștăgârțe, un... Da, deja crezut pe el nu merge, îi atât făceau. Dacă vine un candidat, un democrat tânăr, ăla vine cu echipa lui și ăla nu te lasă. Adică zice, bă, ți-am zis ceva să faci, n-ai făcut. Biden a și uitat. Și atunci există o întreagă, o camarilă care are interesul ca Biden să candideze și să câștige încă o dată, pentru că ei vor continua să conducă, nu Biden. Problema e că acestora trebuia să le dai un semnal. Și atunci a fost convins el, facem o dezbatere cu tare, îi arătăm lui Trump, pentru că era straniu. Și nu a făcut altceva decât după părerea mea, s-au exagerat. Și după asta a urmat o campanie tipic de presă de exagerare a cât de căzut era el. Da, bun. Problema care, dacă vă uitați, veți vedea o ciudățenie. La ora actuală avem New York Times, Washington Post, CNN, instituții de presă. În fața lui New York Times există un candidat Trump și un candidat Biden. După această dezbatere, normal era să scriu editoriale sau de la CNN să spună, domnule, cred că Biden a fost slab și o să piardă alegerile. Nu! Spre stupoarea mea, nu, spre stupoarea mea ca ziarist, de fapt nu supărarea mea, că eu știu cum e marea presă. Deci marea presă americană este mai activistă decât toată presa tefelistă de la noi. Și atunci au editoriale, îi cer în numele gazetelor, le cer democraților să-l înlocuiască. Ce interesează pe ei? A, și neapărat să-l schimb pentru că o să bate Trump. Și dacă bate Trump, ce? Pentru jurnalist, e un meci de box. Domnule, ați văzut până cum adică scrie. O, ia să vedem așa, da. Consiliul editorial al prestigiosului Codean, prestigiosului, nu iertam, i-a cerut președintelui să retragă. Cum să ceară Consiliul editorial? Păi, e presă și de ce să se retragă? Bun, ies la... O să câștige Trump, da? Așa. Pentru a servi țara, președintele trebuie să părăsească cu... L-a descris așa. Bun, așa, după asta, New York Times, după asta, CNN, așa, a, bun, cuvântul dezastru, au început să vorbească, așa, bun. Deci, ce putem spune noi de aici? Că avem de-a face cu o mașinărie, deci general din s-a pus la cale această dezbatere care nu avea niciun rost, da? În așa fel, se exagerează, după părerea mea, eu nu sunt un admirator al lui Biden, mereu că e moștăgârță, dar se exagerează. Acum, ante noi fie vorba nu de dezbaterea asta din iunie, depinde viitorul președinte al Americii. Dar e nevoie să fie schimbat. Și atunci, s-a pus la cale o tipică mașinărie pe care eu o cunosc de 30 de ani, da? O presă care ham, presiune psihologică asupra lui Biden, asupra familiei, asupra la bă, să pleci, să pleci, să pleci, să pleci, să pleci. Nu știu dacă el va ceda sau nu. Poate nu cedează, dar oricum, nu știu, poate îi pun ceva să, nu știu, ceva ca să meargă mereu la toaletă. Nu știu, să facă diarea asta. Cum îi zice mâna la împotriva constipației, am un lapsus, da. E un medicament care, dacă îl iei, după asta duce la toaletă din 5 în 5 minute. Deci asta a fost și nu știu, nu mă vâr, nu am eu previziune acum. Oricum este o operațiune, dacă este greu de presupus că el va rezista, pentru că toate aceste ziare, toate aceste mașinării care exagerează și cer să demisioneze, e greu de presupus că vor, gândești colegi, că vor reveni peste vreo luni, spune, bă, ne-am înșelat președinte. E clar că e acum o opinteală de presiune asupra lui, asupra familiei, asupra democraților și să vină un tânăr care, bănuiesc că o să-l bată pe Trump. Dacă vine unul mai tânăr,
Ăsta este scopul. Deci avem un Dragostolo în variantă americană. Ia să vedem ce mai este pe aici. Da. O să mai discutăm și mâine seară despre o nebunie pe care o pune Zelenski, și anume ca România și Ucraina să doboare rachete rusești de pe teritoriul nostru. Mai ca domne, n-am pomenit așa ceva. Mă rog, lui Zelenski, puțin, Zelenski, visul lui Zelenski este o apocalipsă. Ceva, dacă tot noi am pierdut un sfert din teritoriu, eu zic să murim cu toți. Ne facem toți cenușii. Că suntem cenușii, suntem toți egali. Voi mai discuta despre asta și despre Ursula și felul în care ea ajunge șefă. Mulțumesc, la revedere!